Bun găsit, dragi prieteni ai sportului, sunt Elus Frigescu și din studioul postului de televiziune Capital TV. Vă spun bună seara și vă propun o nouă emisiune sportivă pentru astăzi seara, o dedic fotbalului, mai precis Universității Petroșan, echipa de fotbal care în această săptămână, miercuri, odată cu ultima etapă a campionatului județean de fotbal, a devenit campioana județului Hunedoara, prin urmare și a câștigat dreptul de a participa la faza pentru barajul de promovare în divizia C. După cum știți, sau dacă nu știți, vă spun eu acum că această echipă, Universitatea Petroșan, va susține barajul de promovare în Liga 3 cu campioana județului Gorj, Știința Turceni. Meciul se va disputa pe data de 19 iunie la Reșița. Tot cu privire la aceste etape, tot în această săptămână, echipa de juniori a Clubului Sportiv Universitatea Petroșan a terminat neînvinsă pe locul întâi, acum și va participa și ea la o fază zonală care se va desfășura în compania Minerului Mătăsar. Deci iată niște rezultate notabile obținute de Clubul Sportiv Universitar din Petroșan. Ca atare, invitații mei de astăzi, principal al echipei Universitatea Petroșan, Dan Voicu, și antrenorul echipei de juniora, campiona județeană, Gabi Nițu. Bună seara, domnilor! Bine ați revenit în studioul postului Capital TV. Felicitări, Dane, de altfel felicitări trebuie, li se cuvin și managerului general Ionuț Stelescu, care a depus o muncă priceput, așa spun eu, de când a preluat Universitatea Petroșan, când știm că Ionuț Stelescu a fost preparator și antrenor în cadrul centrului copii și juniori al clubului Jiu Petroșan. Felicitări și nu în ultimă instanță, mi-a spus Dan că un merit deosebit l-a avut și conducerea în frunte cu domnul rector universitar, domnul Aron Ponta. Desigur, tuturor vi se cuvin felicitări pentru aceste rezultate, care la prima vedere poate nu pare așa extraordinar, nu știu că știi Cupa Campionilor Europene, dar în momentul de față, având în vedere că situația din Valea Jiului este dezastroasă din punct de vedere fotbalistic, Jiu Petroșan și Minerul Lupeni, altfel două branduri ale Valea Jiului, s-au retras din campionatul din care activau, iată că cu atât mai bun, mai meritoasă este această performanță voastră. Dan Voicu, te văd, bine, tu ești un ins mai sobru, dar parcă nu a fost un campionat foarte ca niciodată, cel puțin din câte mi-amintesc eu așa și cred că nu greșesc, niciodată campionatul nu a fost atât de strâns ca acum. Până în ultima etapă, trei echipe au fost la egalitate de puncte până în ultima etapă și iată, voi ați reușit până la urmă să vă promovați. Deci nu te văd, n-ai entuziasmul acela, poate că... Sunt foarte bucuros pentru rezultatul pe care l-am obținut împreună cu echipa și împreună cu domnul Gabi Nițu, alături de domnul Stelescu, care a fost în permanență, chiar dacă a fost la o distanță de noi, ne-a ajutat și ne-a sprijinit de acolo. Dar vreau să vă spun... O secundă, de la distanță trebuie să spun între spectatorilor care nu știu încă că în acest retur de campionat Ionuț Stelescu a fost cooptat în stafful tehnic al echipei Chimia Brazi, da? Da. Chimia Brazi, Furtuna Brazi din campionatul din divizia C, din seria cu Nijuțul Prahova, în care antrenorul principal este Edi Iordănescu și managerul general al clubului de acolo, dintr-un proiect așa mai grandios, dar nu despre asta e vorba, este Grigore Sichitiu, dar nu e despre asta e vorba, e vorba despre... Am făcut așa, să mică, paranteză, să spun că el s-a împărțit și colo și colo și... Sunt foarte bucuros, dar sunt totuși cu gândul la meciul de baraj, pentru că ne dorim foarte mult acest obiectiv final, promovarea în divizia C. Au fost fel și fel de speculații, că se vrea, că nu se vrea, că sunt bani, că nu sunt. Eu vă spun că noi ne dorim foarte mult această promovare, atât noi cât și grupul de jucători pe care îl avem. Cu această ocazie vreau să-i felicit și să le mulțumesc foarte mult pentru efortul depus, pentru absolut și toate sacrificiile, pentru că au fost sacrificii pe care le-au făcut acești băieți. Un lot de altfel foarte tânăr, cu mulți juniori, 2-3 jucători de experiență, care toate una peste alta au dus
la acest, știu eu, titlu județean de campion. Eu zic că în final, nu știu dacă noi am fost cei mai buni, nu știu dacă, dar în final am fost cei care am ieșit pe primul loc. A fost un campionat, exact cum spuneai și tu, foarte greu, foarte dificil, care a mers cap la cap până în ultima etapă. Iată că în ultima etapă, chiar dacă am avut acest lot tânăr, fără experiență, am reușit să învingem și am reușit să mergem, să participăm la acest meci de baraj care urmează, așa cum ai spus, la Reșița pe data de 19. Deci, în rest, îmi pare rău că acești băieți suntem noi cei care reprezentăm aici. Pare rău, ar fi meritat și ei să fie alături de noi, pentru că merită toate laudele și au fost niște băieți extraordinari. Eu, de altfel, vreau să spun, am venit din iarnă, am preluat echipa de la Stelescu, am venit și am luat-o împreună cu Gabi Nițu, am colaborat foarte bine, lângă noi a fost și Lulu Homa, o perioadă, el a plecat probabil pe la mijlocul returului, el mutându-se de altfel din Valea Jiului. Pe această cale vreau să-i mulțumesc și lui, pentru că a avut un aport deosebit în pregătirea cu portarii. Și în rest, ce să vă spun, au fost și momente mai grele, peste care am reușit să trecem. Au fost momente în care, după meciul cu băița, eu am avut un moment în care nu am crezut că mai putem ajunge pe primul loc, pentru că era o situație foarte dificilă după acel joc, dar așa a fost să fie. S-au împiedicat și celelalte două, au făcut și ele greșeli cum am făcut și noi. Și până la urmă, finalul a fost un final fericit pentru noi. Dana, eu, la un moment dat, voi erați, putea să vă detașați de, adică să nu aveți aceste emoții, din câte am fost așa, meci de meci, după cum știi, am fost și eu și v-am urmărit și la un moment dat erați așa, de să detașați, dar eu zic că unul din principalele motive pentru care a permis să aveți și niște rezultate mai puțin bune a fost starea terenului, recunoscut unanim, toată stima pentru cei de acolo, pentru conducerea, și că am văzut că există preocuparea ca acea bază sportivă să se îmbunătățească, am văzut că se lucrează la vestiarele alea, acolo se fac niște vestiare, este un lucru bun, aveți de altfel un teren sintetic foarte, foarte bun pentru, și ca dimensiune și calitativ, așa, dar suprafața de joc pentru echipa mare și, desigur, și pentru echipa de juniori, asta e sub orice critică, cred că acolo ar trebui să se, asta pentru că ei acolo joacă și rezultatele, mai ales cum știm toți, rezultatele, cel puțin voi aveți o echipă tânără, sunt mulți jucători, trebuie să o spunem în continuare, o să spunem în această emisiune, că în cadrul acestei echipe se regăsesc mulți juniori chiar promovați de la cum ar trebui să se facă peste tot în Valea Jiului, așa, adică sunteți un model pentru, din punctul ăsta de vedere, ați promovat mulți tineri care la 17-18 ani au activat în echipa de seniori, dar ei încă nu sunt copți și pentru ei terenul de joc este un impediment. Că una este să joci cu un jucător consacrat, cum era 27, 28, 30 de ani, care deține secretele astea, una să joci cu un copil care încă mai are de exersat, mai are de asta. Deci terenul de joc, din punctul de vedere, chiar cu Bănița, chiar cu ăla, a fost unanim recunoscut acolo, nu că o spun acum de că sunteți voi aici, e principalul. Da, este adevărat. A fost unul din motivele pentru care am și pierdut, zic eu, cele 6 puncte care le-am pierdut pe teren propriu. Dar niciodată n-am încercat să găsesc scuzele acestea. Păi, nu, cu toate că trebuie să recunoaștem, și eu știe toată lumea, avem o echipă tehnică cu jucători de viteză care, în momentul în care terenul este denivelat cu gropi, n-au putut să joace la valoarea lor. Orice echipă care a venit s-a închis bine, n-am putut să-i mai desfacem, pentru că ne putem pasa,
E normal, s-au închis, s-au apărat. Au... La prima vedere, de exemplu, cum a fost meciul ăla cu Băița, nu? Cu Băița, niște jucători mai experimentat așa, care nu s-au preocupat. S-au plecat să degaje, să dea mingea nea și ce o ieși. Iar voi de construit n-aveați cum să construiți, pentru că... joc l-am avut în mână, am condus 1-0 la pauză și am pierdut inadmisibil pe două greșeli de portar. De portar, da. Inadmisibile acele greșeli. După acel joc am și luat o măsură drastică, adică excluderea lui din lot. Deci al portarului Văcaru, deci Văcaru a fost exclus din lot. Era normal să fac acest gest, pentru că la ceea ce s-a întâmplat, nu vreau să intru în amănunte, e normal, echipa aștepta ceva. Și de la cine putea să aștepte? De la mine, nu? Da, trebuia să iau o hotărâre, o decizie, și a fost o decizie, din păcate, pentru el, pe care am luat-o, și iată că în final a dat roade. Am băgat acel copil în poartă, de altfel cu el am început acest retur de campionat titular. Cum? Cu Chiorean, cu acest puști de 18 ani, și am terminat cu el. Deci asta a fost să fie. Mie îmi pare rău pentru că am ajuns să iau această măsură, dar nu se putea altfel. Adică trebuia dat un exemplu așa, deci, am spus de fiecare dată, în momentul în care ai ajuns la o echipă și faci compromisuri, deja nu poți să mai controlezi vestiarul. În momentul în care ai pierdut controlul vestiarului, este foarte greu să mai ai rezultate. Am încercat în permanență. Eu m-am apropiat foarte mult de acest jucător. De altfel, vreau să spun că eu acum am beneficiat de munca lor, al lui Gabi, al lui Stelescu. Eu am preluat această echipă în iarnă, iar ei au muncit încă 3-4 ani în urmă și au dus acest jucător la un anumit nivel. Eu am venit, am găsit o echipă, am încercat în din mers să îmbunătățesc anumite lucruri. Am încercat să joc mai ofensiv, să fiu mai agresiv în joc. Deci câteva lucruri. Pentru că echipa era, am găsit-o bine pregătită. Deci nu pot să spun că eu am făcut nu știu ce. Nu. Ai dat ceva aceste echipe, cel puțin am văzut, am mai discutat așa, am văzut meciul ăla cu Hațigu, unde ca și evoluție așa s-a depășit nivelul diviziei județene, o echipă care din păcate iar a fost influențat de un teren mocirlos, dar am văzut o echipă care s-a dăruit, desigur ambele echipe s-au dăruit până la sacrificiu, Hațigu o echipă mai experimentată, un Calai, un Câmpeanu, jucători care mai erau al altării cochetau cu divizia, experimentați, care încă mai au de spus aici, și voi tineri care pe mine cel puțin m-ați impresionat în față și ca idee tactică. Deci acolo ți-am spus că acolo este și meritul extraordinar, pentru că ai dat altceva aceste echipe în momentul ăsta. Restul, în celelalte meciuri, nu s-a putut. Din păcate, datorită evoluției, era recunoscut unanim de toți suporterii și oameni de fotbal din Valea Jiu care veni la meciuri, că echipa nu se putea exprima, dovadă că și afară ți-a avut rezultate mai bune, pentru că dădeați terenuri mai bune. Da. Sincer, deci chiar îmi pare rău, pentru că n-am putut să ne exprimăm la valoarea la care această echipă poate să joace. Da. Dar tocmai de aceea îmi pun mari speranțe la acest meci de baraj, pentru că vom juca pe un teren bun, pe un teren în care... Și eu am văzut această echipă. Deci este o echipă bună, o echipă experimentată, deci Turceniu. Am fost împreună cu Gabi, am văzut-o acum 2 săptămâni. Noi am mers. Noi eram siguri că ajungem aici, dar am zis să ne facem treaba noastră, să avem o informație la fața locului, am văzut. Deci nu pot să spun că m-a impresionat în mod deosebit, dar... Adică aveți șanse. Asta vreau să spun, putem juca de la egal la egal și în final cel mai bun să câștige. Numai că acum aveți, nu v-ați gândit să... Pentru noi, un handicap este un handicap, dacă îl pot numi așa. Așa, dacă este pe altă parte, din fericire. Avem juniorii care joacă meciul de baraj, tot cu Gorjul, iar din juniorii, din cei 8 juniori de la echipa mare, normal vor juca la juniori aici. Da, da. Ei vor juca pe 13 și pe 16, iar pe data de 19 jucăm noi. Și culmea, după aceste două jocuri, urmează jocul, după părerea mea, cel mai greu. Deci sper să reușim în așa fel să facem încât la ora jocului să recuperăm. Exact, să recuperăm, să fie apți 100%.
acești copii... Păi și unde joacă primul meci, juniorii? Încă nu știm. Încă nu știm. Încă nu s-a făcut tragerea la sorți. Bine, dar vreau să vă spun, nu știi dacă joacă afară sau acasă. Dar vreau să vă spun că am fost la Lupeni și am apelat la domnul primar Răzmeliță și am găsit o înțelegere și vreau să-i mulțumesc pe această cale. Dânsu ne-a aprobat, avem aprobare în scris de la Dânsu, meciul de baraj pe care îl vor susține juniorii noștri pe 13 sau pe 16, încă nu se știe unde, da. Din aceste două date, nu știm care va fi acasă, se va disputa pe stadionul din Lupeni. Deci Dânsu ne-a oferit posibilitatea asta și în afară de acest joc putem să mai ne pregătim înaintea meciului de baraj. Aici vreau să zic cu seniorii, de exemplu, dar mă rog, că acolo vă cam același lot, așa, cu mici diferențe, nu? Deci formați. Nu aveți un teren de antrenament, că mă gândesc că la Reșița, unde veți juca, acolo un teren bun, alminte nu se putea alege așa, și ar trebui să vă pregătiți pe un teren. Deci este o mare diferență a face antrenamente pe un teren sintetic a intra pe teren cu gazon, pentru că altfel sare mingea, altfel, deci este cu totul diferit. Dar în marea majoritate, noi ne-am pregătit pe acel teren sintetic, pentru că al nostru a fost practic pentru fotbal impracticat. Da, n-ați găsit înțelegere din moment. Am fost la Petrila, nu știu, nu pot să mă pronunț, nu pot să spun de ce n-am găsit sau de ce, deci mi este foarte greu. Știu că am apelat la Petrila, ni s-a cerut să plătim pe oră și în ultimă instanță am apelat la Lupeni, la domnul primar Răzmeliță și am găsit o deschidere extraordinară la Dânsu. Da, acolo pentru meciul de baraj pentru care îl susține juniorii, pentru că seniorii, trebuie să spunem telespectatorilor că este un singur joc, nu sunt două jocuri. Dar nu te poți și pregăti la Lupeni. În primul, probabil vom face și două distanța mai mare. Asta este, ne vom deplasa acolo, probabil două, trei antrenamente. Bine, n-ar fi așa, dar vezi că și voi sunt probleme așa, că te duci în fiecare zi, te duci acolo să... Nu vom merge în fiecare zi, dar probabil antrenamentele tactice vom merge acolo pentru a lucra și eu sper din tot sufletul să... La Ninoasa mai aproape n-ați găsit acolo cum e, nu? Adică bine, eu te întreb pe tine că nu e problema ta, nu? Nu se mai ocupă nimeni de acel teren. Am fost, l-am văzut. Ai fost, l-ai văzut? Da, deci nu se mai ocupă nimeni. Și în momentul în care nu se ocupă, nu e tăvălugit, nu e tuns, nu e aranjat. Deci dai seama. Dar aici, fără să ne întrebe, fără să ne spună, vă costă aia, sau pur și simplu ne-a spus, veniți, vă pun la dispozițiile. Și nu, deci mă opresc la atât, pentru că am găsit deschiderea dânsului pe mai departe, în continuare. Deci ne-a lăsat ușa deschisă. Deci un om care, de fapt, îl știe toată lumea, un om de fotbal, un om care... Da, bineînțeles, nu. Care a ajutat... Un om care așa, trebuie și aici la Jiu să găsesc înțelegere. Deci un om deosebit. Nu s-a putut să... Păcat că, uite, voi ar trebui să vă pregătiți la, nu știu ce aș putea eu să fac pentru voi, așa că nu mai am... Vorbeam și cu jucătorii, chiar în timpul campionatului, că am întâmpinat fel și fel de greutăți și probleme. Și vorbeam și le spuneam, băieți, cu cât este mai greu, cu atât este mai frumos. Și, într-adevăr, finalul a fost foarte palpitant, am trăit, știam rezultatele. Deci, a fost la un moment dat cam depins și noi de rezultate la un moment dat. Dacă bătea Uricaniu și se încurca la Lonia Hațegu, nu promovam. Puteam să câștigăm noi. Deci a fost un final de campionat foarte tensionat, o ultimă etapă foarte tensionată. Deci... Un lucru îmbucurător este că, iată, trei echipe, astea care ați fost pe primele trei locuri, la egalitate de puncte până în ultima etapă, două sunt din Valea Jiului, Uricani și asta, și un Retezatul Hațec, în care se regăsesc mulți din jucătorii echipei Jiu Petroș, adică mulți din Valea Jiului. Un lucru îmbucurător, iarăși, ce am văzut în acest campionat, deci totuși au fost meciuri disputate sportiv. Deci și aceste derbiuri între noi nu au mai fost ca altă dată, la intimidare. Au fost niște jocuri obișnuite, unde în acele jocuri, echipa cea mai bună câștiga pe teren. Eu o spun și mă repet, și de Uricani, cum se vorbește, cu jucătorii, în vârstă, cu nu știu ce. Toată stima, tot respectul pentru acești jucători. De ce? Dacă la o vârstă de 38 sau 37, cum au Irina sau Siro, Ciocoi, sau mai sunt câțiva, toată stima, tot respectul pentru ei. De ce? Dacă nu este capabil, nu știu, de 20 de ani sau 21, au fost și la urma urmei, jucătorul ăsta joacă
pentru că nu este altul mai bun. Așa. Nu? Da. Că nu cred că este un antrenor tâmpit la cap dacă ai un jucător de 19-20 de ani la valoarea măcar apropiată să nu forțezi să joci cu el. Deci tot respectul pentru acești jucători. Eu chiar îi felicit și pe ei și pe Hațec. Deci a fost un campionat, eu nu mi-amintesc, sincer. Am atâția ani de zile în fotbal, la nivel, la Liga 4 sau județ, cum se spunea înainte, da, să mai fi fost așa un campionat strâns. Da, în regulă. Păi, Dane, deci ai făcut așa o... Mă bucur că ai reușit așa, ți-ai dat drumul așa puțin, că te-am văzut puțin așa mai trist, am îngândurat bine. Eu știu că tu ești un om ambițios, ești minuțios, te caracterizezi sobrietatea în toate domeniile și, desigur, mai ai un hop de trecut, că e păcat că ați ajuns până aici și să nu asta. Și să mergem la, să-l abordăm pe domnul Gabi Nițu, care astăzi într-un articol într-un ziar local, ilustru gazetar sportiv și realizator, producător de emisiuni sportive, prietenul nostru și al sportului în general, Genu Tuțu, spunea despre Gabi Nițu că acest om, cum spunea, acest om modest și de bun simț, care a tăcut și a făcut lucruri extraordinare. Toți vorbesc frumos despre tine, deși, să zicem așa, ca și să te compar așa cumva, ca și carismă cu, nu că ai semănat cu el, dar așa, cu de-astea, cu Țălnar, știi, Țălnar, și Țălnar n-are, dar e un om serios care nu tace și face acolo și iată că, cel puțin la Dinamo, Țălnar este manta de vremea rea, nu-i cazul tău, eu te știu de vreo 2-3 ani așa, și într-adevăr mi-a făcut plăcere, pentru că ai un palmares așa la într-un moment în care poate nu toți au așa ca tine, știu că acum 2 ani, nu? Ai fost cu echipa aia Danone, Gheorghe Hagi, ai câștigat campionatul Valea Jiului, ai fost la Deva, ai învins acolo, ai fost campionul campion județean și ai mers la Arad, nu? Sau la Timișoara? La Timișoara și ai ieșit pe un meritos loc 2. Nu puteai desigur să faci cu echipa aceea din Arad, cum zice? Atletico Arad, care este mult mai galanoată. A și câștigat și campionul național și asta. Dar tu, uite, cu jucători de aici, cu... Bine, ai și de la Petrila de acolo, ai văzut Lupola acolo dintr-o zonă unde talentele se nasc pe... Așa e. Ia zi, Gabi, și cum... Păi cum? Noi ne... continuăm activitatea, aducem copii, îi promovăm, în primul rând. Acum la juniori A1 am promovat copii de la grupele de la domnul Homan Stelian. Care a plecat, da. Cu 6-7 copii care au jucat. Cine e în locul lui Homan acum? Dar tot momentan, da. Momentan te ocupi toate. Da. Nu știu, este om orchestră, eu așa spun, om orchestră îi spun. Un fac tot, că tu ești pe acolo și conducător și... Păi trebuie să facem, că n-avem încotro, că 12, nu stă mai mult. Ai cumul de funcții, mă gândesc că și ești retribuit corespunzător pentru... Nu. Bine, astea, problemele contractuale, nu ne trebuie să le discutăm, alea sunt confidențiale. N-ai vrea să fii confidențiale. Și... Muncim, într-adevăr, este grupe de juniori și mici și juniori. Avem grupă de 2000 care merge în continuare, grupă de... Aia care a câștigat cupa de-a doua. Deci aia cea mai mică, atunci era cea mai mică, cum aia, e prima competiție luată așa de copii. Da. Deci categoria de vârstă de cât era atunci? Era 10 ani. Deci aia de 10 ani, din cupa de-a doua. Da. Dar mai e aia, Gheorghene și... Păi mai este, da, mai sunt. Mai mică e aia. 4 avem. Da. Deci avem 2000, 2002, 2003 și mai mici. 2004, deci aveți grupe 2006. La toate astea, da. Pentru că eu am făcut, de exemplu, am făcut o emisiune anterioară, acum o săptămână și ceva, am fost la domnul primar, care m-a impresionat așa prin dragostea care de la Unican,
Dănuț Buhăiescu și am discutat despre chestia asta și unul din problemele pe care le-am pus, zic, nu aveți grupe de copii și juniori de nivelul ăla, de 90 ani de asta și nu, păi o să facem și o să dai, dar probabil că nu mă sigur o să facă, știi? Deci eu cred că ar trebui toată Valea Jiului, toate orașe Valea Jiului să aibă competiții, să fie o competiție a Valea Jiului cu jucători de 90 ani, deci încă o dată, care e cea mai mică? Cea mai mică este 2004-2005. Da. Înțelegeți? Dar problema este cu cât sunt cluburile care au copii așa mici și există competiție, atunci copilul crește. Păi, normal. Așa, păi, el tot face. Dar, de exemplu, voi jucați voi cu pro-fotbal acum? Nu, jucăm pro-fotbal, Jiu, am jucat și... Da, ar trebui de la să fie o competiție a voi, Jiu, pentru toate categoriile de vârstă. Da. De asta. Uricanu, cu grupa de... Nu are. De 9 ani, nu are. Nu are, numai juniorea 1. Deci numai juniorea 1, mi-am spus. Ceu. Și CEU, pentru că alea probabil că sunt obligatoriu, nu? Nu, bine, CEU nu e. 14 ani. CEU nu e obligatoriu. Dar nu gândești așa, Gabi, nici că voi de zic, aveți. Da. Deci voi sunteți singuri și cu pro-fotbalul, probabil, nu? Și pro-fotbalul. Și pro-fotbalul, care aveți categoriile astea de vârstă. Da. De asta. Pentru că restul nu. Nu trebuie să fie o competiție a voi, Juliu, legat de copii și juniori. Uite cum face pro-fotbalul și eu am vrut să zic, eu am o discuție asta cu asta și o să discut în continuare. Dar mă bucur că discut chestia asta cu tine, pentru că tu ești un fenomen acolo. Deci este singurul club aproape care aveți asta pe Petrila Noare. Bine, mai avea Jiu, dar ușor, ușor s-a diluat și s-a terminat. Să sperăm că din vară o să... Domnul Militaru are două... Alea sunt al lui Militaru, care sigur că și le-a făcut din ambiția lui, din faptul că datorită notorității pe care și-a câștigat el ca și jucător, nu, toți vor să îi antreneze Militaru. Un lucru bun, e loc pentru toată lumea, deci nu e nici fel de problemă. Problema e că ar trebui să fie, ce ar fi, 90 ani de la Unicam să fie competiții cu două tururi, adică copiii ar trebui să fie competiție între aceste cluburi, dar să fie și un pic de sprijin, în primul rând, din partea autorităților, pentru că e foarte greu să te deplasezi cu ei, e foarte greu să... Da. Sunt probleme acum și în societate, nu toți avem acum, dar problema este copiii, eu pe principiu ăsta am mers să am luat copiii cei mai necăjiți, că vor să joace fotbal și ei dau radament. Față de ce? Care nu, dar uite, vezi că se pierd mult, că nu ajung să... Nu ajung. Voi ați fost, ați făcut un efort, i-ați luat cu ea de acolo. Petrila nu are așa ceva. S-au desfințat, dar să... Cine? Petrila a avut, dar s-au desfințat. A avut pentru că... Și sunt copii acolo. Am tot zis-o. Nu, există oameni care... S-au desfințat acolo, că a avut, acum a luat pro-fotbalul, mai de acolo copii... S-a dus pro-fotbal acolo, noi... A fost acolo, uite... Tot acolo în pasiune, un cucu, un ăștia să duc și să-ți bat pe acolo, tot așa, stă la latitudinea asta, dar mult să pierd, că și la un moment dat ăștia, nu? La un moment dat și ăștia să renunță, dovadă că ăia lui cucu a venit atunci la tine, nu? Da, după aia că ai zis tu că s-a desființat. S-a desființat, a venit și mai am trei. Din aia? Place, da. Și ce-a făcut? Păi nu le... Cum să vă spun? Nu le place, n-am mai avut, probabil, Gabi, adică trebuie să spun că tu ești dar n-am mai putut să vină. Nu e motiv. Deci noi, la noi este să face 4 antrenamente pe săptămână, al 5-lea este meci. Înțelegem când lipsește 1-2. Dar când lipsește 2 luni, 3 luni... Da. De ce lipsește? Nu pot să-i trag eu la răspundere. Ăla mic, așa, talentul ăla, ăla mai vine? Da. Ăla, unde e ăla? Deci să punem ochii pe el să-l vindem, să ne luăm microbuzii. Să... Păi, dar noi așa, ce? Fotbalul e o afacere acum, nu? Da. Păi ce să... Este. Că numai așa îi miși pe ăștia peste tot pe aici, pe autoritățile astea locale. Să puște unul, că ăștia când au auzit că se iau bani pe ăștia, zice, ia stai, băi, uite ce să facem. Sunt, au crescut acum și au început să dea randament. De exemplu, Schiopu, Rădugu, este la 2003, Matei Adrian la 2002, și din spate mai vin la 2004, este un Helju care încet, încet dă drumul. Dar trebuie să ai, avem un portar, iară, Bunicel, și zic că e bun. E Homan avea vreo nouă, atunci, ce-a făcut? I-a luat după el? Nu, sunt la noi. Sunt acolo. Păi Teslici, mai cine este Balaș. Mai vine Anton. Și ne mai ajută, da. Da? Da. Au fost că la câteva antrenamente. E o chestie acolo, acum nu vreau să... La câteva antrenamente este. Este cum este Grecia, că este la 97 bun, se pregătește intensiv. Dar trebuie să le dăm șanse, să am dat șanse să apere și ei. Așa de mulți aveam că făceam curândul la juniorii 1.
apăr acum 2, săptămâna viitoare 2, da. Toți erau la aceeași nivel de pregătire. Deci veneau la antrenament, se pregăteau și de pildă cum a, acum a fost la acum pe Marius la Lulu. Am un lapsus. Un băiețel la brunețel care ți-a plăcut și ție. L-am băgat la juniorea 1. M-a deputat cu dreptul. Da. I-a plăcut. S-a încurajat. Competiții puține. Aia mare de 95. Da, dar uite cum era. Aici ar încuraja. A trebuit să spunem Moise. Și să facem. Da, Moise. Așa cresc prin competiții. Prin competiții, uite, dacă nu... Le-am băgat, i-a plăcut că i-a încurajat și cu ei am mers. Și am mers și am făcut rezultate și cu ei amici. I-am băgat, da. Jucat, meci de meci. Da. Dar unul ca Davi greu, iar... Ia zic, greu ăla, e piesă așa, da, că eu îl cunosc pe taică, să știi, și am făcut la Paroșencu, cu Lute. Este mai de învățat, dar ei, problema este că vor. Promite și vine... Am înțeles că are fizic corespunzător, da? Da. Vine la antrenament, nu lipsește la niciun antrenament, se pregătește și pe baza asta și îl băgăm să joace. La juniorea 1... Ia zic, Gabi, ia zic cu ce pății cu ăștia, cu ăștia de A1 ăștia. Juniorea 1... I-ai bătut pe toți, n-ai făcut și tu un egal măcar să le dai. Păi nu, că știți cum este, nu poți să spui la copil să se dea la o parte. Problema este să... I-am spus, la orice ăsta să gândească că trebuie să câștigăm. Orice mergi, indiferent cum ar fi, deci, trebuie să câștigăm. Le-ai inoculat o de asta, o... Implementat, spune, da. O dorință. Să meargă la victorie. Dorință și să... Să meargă la victorie. E campionatul, ce a contat poate? E campionatul mai asta sau ai tu echipă? Nu, este mare? Grupa de copii care a antrenat-o domnul Stelescu de mici. Are deci ăștia 8, sunt acum ajuns cu ei aici, da? Da, are 8, chiar 10 ani de competiție de când sunt la fotbal, între care o parte din sunt la, junior, la echipa mare, cum este Bobină, Tudorache, Stoi, Negrea, Baltar și așa mai departe. Deci ai așa, deci în echipa mare care ai? Deci ai pe Stoi este Baltaru, Tudorache, Bobină, Tudorache, Medrea, îi Portaru. Andrei Răducu, este Chiorean. Care ăștia au jucat titular de drept, adică au jucat titular, cel puțin din retur. Da, din retur, de când ai venit tu așa. Prima etapă am jucat cu 7 juniori. Prima etapă, 7 juniori. Deci în permanență m-am avut 8 în lotul meu, dar 6 și deci, jucau. Aici vreau să... Și Stoi, vă spun sincer că... L-am văzut, da, Și ambițios și... Și ambițios, are calitate de... Nu se de la o parte de la nimic. Nu, deci se vede pe el că e băiat echilibrat și cu... Și cu minte. Cu minte, serios, vrea să ajungă. Și vine de la Uricani. Și vine de la Uricani, aici, este vine de la Uricani. Și îi place. Și noi am, din 34 de meciuri, am 155 am marcat și am primit numai 13. 13 goluri. Goluri, care deci, arată ceva. Da. Dar, în schimb, și la cartonașe suntem disciplinați. Nu am luat, avem foarte puține, 7 cartonașe în retur, 5 în retur. Și pe locul 2 cine e? Pe locul 2 este Lupeniu. Lupeniu e pe locul 2. Da, adică, ăștia... Deci noi avem 102. Hercules. Da. Noi avem 102 puncte și locul 2 are 74 de puncte. Deci la diferență, te uiți așa la ei și nu-i prea izărești. Nu, am... Dar pe locul 3 cine este? Pe locul 3 este Inter Petrila. Vezi? Da. Și tu ai aici mulți de la Petrila, nu? Da. Ai mulți în... Din toată Valea. Din toată Valea avem. Și de la Lupeni, de la... Și de la Lupeni, Vulcan, Uricani, Petrila. Uite, deci există bunăvoință așa, deci există oriunde asta bunăvoință. Eu chiar nu înțeleg, Dani, că ești mai vechi așa în domeniu, așa. Chiar bă, nu înțeleg de ce, uite, vezi copiii ăștia. Nu e momentul să declanșăm așa un fel de moment zero al fotbalului în Valea Jiului, în care să, cum îi propusese, cum îi sugerase domnul Dănuț Buhăiescu în interviul ăla, domnule, hai să
Deci acum vedeți care e experiența cu această echipă, așa, desigur, mă bucur, că deci n-am niciun motiv să asta, dar nu văd eu așa cu... Eu văd că jucători ca Irina, ca, eu știu, ca Sanciro Ciocoi, să se gândească ar trebui să antreneze, în primul rând, copiii aia, pentru că copiii îi iau pe ei ca modele, știi? Iau pe ei ca modele. Da. Să facă, uite... Uite, de exemplu, da, Irina... O grupă de copii și uite aia, dar 90 ani, să-i antrenezi Irina, acolo, dau un exemplu. Dar Irina, de exemplu, are carnet, are licența de ce zic, păi, asta este încă o problemă care trebuie clarificată, pentru că nu... Trebuie să terminăm o dată cu asta, dacă ai jucat fotbal, neapărat trebuie să fii și antrenor. Nu, nu, trebuie să ai vocație, să ai răbdare, să fii propus tu în primul rând și asta, și să facă și aici așa o selecție în timp în care să spună, bă, las de că nu mai e, primul rând, prioritatea trebuie, normal, trebuie să fie ăștia cu carnet, că dacă ai carnet și asta, înseamnă că ți-ai propus să faci ceva, nu? Ți-ai propus să faci, știi? Și toți ăștia, la nivel de Valea Jiului, se facă competiții. Supărare este, știți cum ne facem muncii? Am putea, Dan, scuze-mă, Gabi, puțin, că am putea să facă, să fie un consens general al oamenilor de fotbal, al antrenorilor, și să facă, cum să spun, Valea Mureș, cum era, Valea Mureșului și Valea Jiului. O competiție, cum să spun, și în final, nu? La sfârșitul campionatului, să face baraj, eu știu, Hațegu, care va fi... Așa este la junior. E așa la junior, nu? La junior, la senior ar trebui asta. Să faci o competiție, noi sacrificăm chestia asta. Păi, puține echipe, cu cât ești mai multe și cu cât ești... Puține echipe, nu trebuie... Aici în Vale puține. Câte sunt? 6-7. 6-7, ar trebui să iau două ori, tur-retur, cum să spun, toamna, tur-retur, primăvara, știi? Și campioana Văi Jiului joace cu campioana aia, la junior 1, la junior 2, la C, la Ganone Gheorghe Hagi, nu? Ce competiție ar fi asta? Și ar fi altcumva, iar primăriile să susțină această chestie, adică ce, nu-i mai ușor să dai un microbus, să duci copiii ăștia la Orican, și că asta e cea mai lungă deplasare, nu? La Orican și asta, o competiție a fă Jiul, a fă o altceva, ar fi o ambiție mai mare și așa, uite, îți vine Stoi, tu mai de acolo, sau vine aici și... Dar, de exemplu, te cum arăt? Bine, că eu visez la o chestie ca toți ăștia să fie competiție de genul ăsta, pe categorii de vârstă, asta, și cei mai reprezentativi de aici, că ușor, ușor, să fie, de exemplu, în primul rând, să o ia de jos, să fie grupe de inițiere, cum face pro-fotbalul. De asta de inițiere, da? În care contribuția să fie a părinților. Copii, vrei să-ți faci copilul fotbalist? Da, plătește, care cât are? 10, 9, 10 ani, 7, 8 ani, îl duce acolo. E de acolo, ușor, pe un an, doi, după un an, doi, trei, cei mai reprezentativ îl legitimezi, da? Și îl legitimezi și faci și... Îl bagi în competiția aia, faci, da? Faci grupele de elită. Faci grupele de elită. Cei mai reprezentativi de aici, în timp, Gabi, Dane, să vină la mă la Jiu, să fie aici unde sunt condiții de cazare, deci așa facem o academie a Văi Jiului, să duc aici, așa, așa. Și tot ne cramponăm așa și ne privim și eu... Când aud s-a lansat Simota ideea asta cu academia, tot și academia, ce e atât de filozofie mare? Nu, facem o academie adaptată la nivelul Văi Jiului, de asta. Ce mai reprezintă să duc acolo. Okay. Iar domnul Dănuț Buhăiescu a spus, inițiativa, că eu mi-a spus, nu sunteți de acord, așa, ce, că a pus problema Jiului, că uite, Jiul e la pământ din punctul de vedere. Și zice, băi, eu, de exemplu, primarul Uricanilor, în timp aș fi de acord așa să dau o cotă parte de aici în funcție de numărul de locuitori, că nu poate să dea, știi, să dea pentru academia asta și n-ar fi mândru ca să se mai creeze, m-am dat eu exemplu cu Baltaru, că la poziția mai reprezentativ în fotbalist al Uricanilor, din câte știu eu, să vină la aici și, nu? Așa și academia asta să fie de juniori A, B, C, trebuie... și ușor, ușor, iată, Valea Jiului, dar să nu mai preocupe acum neapărat să eu Orican să mă duc, să mă zbat, să iau locul întâi la județ și pe urmă ce să fac. Nu putea cu echipa aia, toată stima pentru ei, să vină într-un campionat județ, trebuia împrospătată cumva, trebuia adus niște jucători, iar Uricaniu sau asta, nu o să mai fie. Și chiar că la nivel de Valea Jiului nu o să mai fie posibilitate să... Eu sunt curios acum cu voi, ce să faceți, de-al meu să promovați și să vedem, dar, cum să spun, eu n-aș vrea să discutăm acest lucru, pentru că nu e de competența voastră ca antrenori, să discutați dacă Universitatea Petroșani are posibilități materiale să țină echipă în divizia C. Deci nu asta e problema și deocamdată să ajungeți acolo și v-ați făcut datoria, v-ați întrebit un obiectiv. Știți cum la copii au făcut, muncesc, au făcut o performanță.
dar nu-i bagă nimeni în seamă. O ciocolată, o chestie, nu, da. Deci, vă spun sincer, acum și la Șiu a ieșit domnul militarul cu grupa lui locul 2, când am ieșit și eu. Da. Dar pentru aia nimeni nu l-a stimulat pe acei copii. Da, sau la noi, a l-a făcut o dublă performanță, nu a și câștigat și am terminat și neinvinși toată competiția, din 34. Adică aici, A1 ăștia. A1, da. Și la fel se întâmplă. Copiii așteaptă. Nu, noi degeaba da. Îi încurajăm, îi facem. Ei. Copiii așteaptă o da. Mică atenție, o, eu știu, o, și la nasă, la post, să-i vadă careva. Sunt multe lucruri. Îi pierdem așa. Vă spun sincer că noi tot tragem de ei, muncesc, vin și pe ploaie și pe zăpadă. Da, într-adevăr, copiii vin, le place așa, da. Dar trebuie să aibă o perspectivă, o chestie. De asta ziceam eu, perspectiva lor, în primul rând, pe plan local aici, zice, da, eu lupt aici și poate și părinții ar fi mai încurajați din punctul de vedere că el se duce la fotbal și zice, păi, unde ajungi, mă, unde ajungi? Că Giu s-a desfințat, ăla s-a desfințat aici. Aici e problema. Pentru că, scuze-mă că te-am da, da, sigur. Pe vremea când jucam și erai și tu, ai fost în activitate și ai jucat. Vreau să spun, era acest club Giul Petroșani, echipa Fanion a Văi Jiului. Deci fiecare fotbalist, că jucam la Vulcan, la Lupeni, unde erau, totuși, idealul tău era idealul sau ținta era să ajung să joc la Jiu, deci era. Acum, uite-te, am ajuns toate echipele în Liga 4 și aici la Liga 4 ne scaldăm. Nu, nu vreau să minimalizez meritul vostru de câștigat capătul județean, dar nu mai este ce a fost, pentru că, uite, toate echipele din tot județul, echipe ca Orăștia, ca Bradu, ce era Bradu odată și asta, nu știu ce, Lupeni. Mă rog, Lupenia, bine, Lupenia nu mai povesti sau Jiu Petroșan, dar iată și celelalte echipe o duc mai rău, așa, am văzut echipe, singura echipă care mi s-a părut mie așa din capătul județean, mă rog, voi puteți să vă pronunțați mai ușor că ați fost și afară și, adică în deplasare și asta. Mi-a plăcut aia, cu toate că au pierdut, dar la Origa mi-a plăcut ăsta, lui Certej. Certejul... Da, o tineret. Ca o tineret mult. Certejul, antrenor, era Semeri acolo. Semeri a fost fotbalist, așa, da. De la Deva. La cine citate Deva sunt jucători. Da, da, da. Deci mi-a plăcut. Chiar mă uitam acolo, că au jucat chiar cu Uricani. Au jucat cu Uricani, au condus la pauză cu 1-0, o echipă cu talie. Tinerei ăsta, deci, care i-a bătut Uricariu, dar i-a bătut pe experiența ăstora și pe faptul că au fost mai timorați de pe zi a doua, mă refer la ăștia. Deci, după părerea mea, în campionatul ăsta, o echipă care s-a întâmplat ceva, nu știu ce, după părerea mea, trebuia să fie mult mai sus, a fost Vulcan. Vulcanul, acum nu, că... Da, nu mă ascund, este echipa mea de suflet, da, dar Vulcanul are un lot foarte bun, jucători foarte buni și jucătorii au o vârstă, deci aici au foarte mulți jucători, 18-19 și dacă te uiți până la 25 de ani, au excepții, mai este Raul Cismașiu care are în jur la 30, Minculescu care e acolo în jur la 30. Dar restul un lot foarte bun pentru performanță. Da. Foarte tinerii bun. Așa care se... Și, deci eu cred că la anul va avea un cuvânt greu de spus în acest campionat nou care va începe. Da. Eu așa cred. Pentru că dacă ar trebui să aibă. Și este, practic a fost echipa campioană, a pierdut meciul de baraj. Anul acesta s-a întâmplat probabil ceva acolo. Nu cunosc, nu pot să spun. Dar are un lot valoros și eu cred că va avea un cuvânt greu de spus la anul. Cred. Dar nici acolo nu sunt grupe de copii. Am înțeles că a venit ăsta acum. Nu pot să spun. Au fost, la un moment dat, acum am înțeles că s-au făcut ceva grupe. Păi am înțeles că de când a venit, cum îi spune, Eci, Aci, nu? Nu Aci, Eci, Ija. Cu Doru Mășava am înțeles că au două grupe sau o grupă, nu pot să spun. Chestia de aia privată, așa. Privată lor. Deci nu este o inițiativă la nivel de orășenesc, la nivel de primărie, să spun, eu vreau să fac aici, că sunt două terenuri și acolo. Deci acolo, poate ca niciunde, sunt două terenuri gazonate, mai e ăla de la Paroșen, care nu mai știu care. Deci, la nivel de primărie, dacă ajunge să discutăm, pentru că cunosc destul de bine acolo, domnul primarile întotdeauna a spus, deci nu mă pricep, eu dau ce trebuie, dar eu nu mă pricep, nu mă bag. Foarte bine, dar să pună pe cine trebuie. Dar...
sincer, Vulcanul cu două baze sportive, cu ce acolo ar putea... Uite, vezi, nu are jucători din aia. Deci, deci cum să spun, are competiția asta, adică au echipa de senior, nu? Are echipa de A1, nu, care e obligatoriu, e obligă regulamentul ca să joace, nu? Și restul nu au acolo. Că nu i-am văzut să aibă ideea cu Danone, Gheorghe, Hage, nu au așa ceva. Vulcanul nu are. Lupeniu are acolo, că a fost și acolo inițiativa la băieții a trei, Corpo cu Bejan și cu Bulgaru. Da. La Uricane acum, să vedem, eu i-am spus, domnule, păcat, eu zic că domnul Dănăț Buhăiețu, că i-am spus, cum pretind că i-am spus eu și nu știa, dar a zis că da, domnule, într-adevăr, așa este, că avea o bază sportivă acolo, a făcut un teren sintetic, uite, un lucru extraordinar, a făcut un teren sintetic în mijlocul orașului, acolo, deși ei au terenul acolo foarte bun, la bine îngrijit, la Unicar, dar a făcut un teren sintetic în mijlocul orașului, acolo, în spatele sării de sport acolo, l-am văzut, corespunde ca dimensiuni și acolo, să facă grupe de inițiere. De asta și ușor, sunt cei mai reprezentativi, că zic, aici ar fi, că fotbalul poate deveni o afacere, poate deveni, dacă este bine gestionat proiectul și este sprijinit așa, cu poate deveni o afacere, pentru că da, nu mai trebuie să ajungă la 23-24, un management bun, corespunzător, așa, cu băieți, și sunt în fiecare oraș, sunt băieți, da. Uite cum e cazul Petrile, acum urmează să lase Petrile, l-a pierdut așa în timp, așa, pe Stoica, să zic, nu? Da. Care era un băiat serios, adică un băiat serios cu asta, a vrut să facă și asta, a simțit ca nimeni altul că de fapt acolo nu prea are cu cine și ușor se acuade de treaba lui și că nu. Dar iată, vin băieții ăștia noi, cum e Calai, Câmpeanu, care au experiență, au jucat în divizia A, jucat în asta și doresc să vină acasă să-și împărtășească din experiența lor copiilor ăștia, știi? Și iată, chiar ar merita ambii, pentru că sunt niște băieți deosebit. Păi nu, dar e valabil la toate orășele. Au demonstrat-o pe teren, da, și eu sunt convins că vor demonstra și în afară, dacă vor ajunge, pentru sigur. Că au experiență, au valoare. Petrila, tu acum i-ai avut în mână, Gabi, pe toți copiii petrileni de acolo, știi? Că Ionuț Stănescu s-a supărat pe mine, că zice el că într-o emisiune anterioară aș fi zis că, dar nu la asta m-a referit. Eu am zis, și într-adevăr așa este, eu am zis că mă refeream de fapt la terenul de fotbal din Petrila, de la din Petrila, care a fost făcut parc, știi? Un parc unde pe zi 10 bătrânei să duc acolo. Eu, pe timpul meu, era 100 de copii, făceau zilnic antrenamente la Petrila, umplea terenul acolo. Și a făcut un parc care 4-5, dacă luăm așa, 4-5 luni pe an, să duceți ceva în parcul ăla, pentru că aici în Valea Jurii mai plouă, pe urmă e perioada asta de iarnă, vine iarna mai devreme și să duc în parc acolo. Dar acolo, hai să nu exagerez, cred că 10 luni pe an era plin de copii din ăștia. Și am zis eu atunci, în momentul ăla, zic, domnule, că uite, copiii mulți migrează spre Universitatea Petroșani, unde au condiții mai bune, dar mulți să pierd. Și zic, domnilor, faceți terenul aici să vină copiii ăștia înapoi. Dar n-am zis că să vină înapoi, că la Universitatea nu e bine sau că nu este o instruire corespunzătoare. Am zis că mulți se pierd, că nu, păi, uite, dovadă, tu zici că mulți n-au mai venit, o parte dintre ei n-au mai venit. Că... probabil, mă rog, și transportul. Tu zici așa, dar eu cred că din cauza că nu mai poți să ajungi acolo, nu mai ai de duce, ce faci acolo, nu mai am bani, nu mai oameni. Păi nu, dar și transportul, că transportul. La Lonea și până la... Păi eu ți-am zis, dar nu era bine așa ca să facă un colectiv de oameni, de specialiști, să fie antrenori. Eu aș face teren în 8 martie și aici, nu ca să-l demolesc neapărat. Ei au demolat terenul ăla, au făcut altceva, când putea să fac un teren sintetic, să zic așa, pentru inițiere, pentru copiii aia, știi? Aici, în zona, unul în 8 martie, unul în Lonea, da? Și iată, și cei mai reprezentativ, chiar dacă eu sunt de acord, Petrile, acum nu mai poți ține o echipă în divizia ce? Bă, de acord cu asta, nu mai sunt posibilități. Dar cine ține? Că copiii aia toți trebuie să facă în primul rând sport. În sport în general. Și de acolo se formă echipe de juniori. Și nu există, ca ei spuneam, că nu trebuie să mai te duci cu el până la 23-24 de ani să împuște. Și poate să sunt academii, sunt acum colaborări cu cluburile din străinătate. Ai văzut că vin scouteri care e asta și un copil poate pușcă unul la 15-16 ani să ducă, eu știu, pe la Manchester City sau eu știu mai unde, nu? Ca asta. Deci există o posibilitate, numai că, uite,
Da. Deci, domnul Gabi, deci cu... sigur că, Dane, în momentul ăsta, deci încă o dată, să Dumnezeu să promovați, mă rog, ce veți face, nu vreau să, încă o dată, repede, nu vreau să pun o întrebare aici, să discutăm despre ce veți face în continuare, dacă aveți posibilități, că nu e de competiția voastră, voi trebuie să vă faceți datoria, să ajungeți acolo, nu? Să încheieți campionatul, da, și asta am promovat. Acum, dacă... Bun, dar să luăm așa strict fotbalistic și există materie. Da. Primă, pentru, știi, că e altceva, e altceva. În divizia ce, e o treaptă mai sus, așa. Părerea mea, acest lot care, de care dispunem la ora actuală, poate să facă față diviziei ce. Deci este deci părerea mea personală și nu cred că mă înșel. Cunosc acum foarte bine acești băieți, eu le-am și spus-o. Rețineți, zic, voi, dacă veți promova, veți ajunge și în divizia ce să jucați, pentru că nu poate să vă ia locul nimeni. Au valoare. Te gândește, sunt dintre ei 3-4, nu? Unii au fost pe la loturi, sunt la loturi. Da. Deci cum să nu poți să joci în divizia ce? Da. Iar ceilalți care sunt, ne gândim un Soare, nu? Da. Deci nu poți să spui la 27 de ani. Păi Soare este un băiat serios. Nu, este momentul când poți să dea cei mai buni, da? Spânoche mai poate. Spânoche. Păi Spânoche a fost cel puțin. A venit acum de 3 etape. Deci m-a ajutat foarte mult. Bine, a fost plecat. Deci foarte, a fost plecat. A venit fără pregătire, fără... Am avut nevoie de... Bine, cât am avut? 30-50 de minute. Tot respectul pentru el. L-am folosit. M-a ajutat. Da. Tot respectul pentru el. Și toți. Deci nu pot să spun un jucător care n-a fost util sau care nu. Toți au fost acolo și foarte îmbucurător pentru mine a fost că la... tot aici în emisiune am spus că dacă mi-e frică de ceva, mi-e frică de lipsa de experiență și de tinerețea lor. Da. Dar iată că în final, nu au căzut psihic, nu s-au blocat. Și am reușit în final să... Am trecut prin momente grele, am pierdut două jocuri acasă pe teren propriu. Da, că puteau să clacheze așa, da, din punct de vedere. Foarte bine montați mental, deci și-au revenit de la o etapă la alta. Deci, îmbucurător pentru mine. Și tocmai asta îmi dă mare încredere, pentru că promovând la nivelul diviziei C, vor face față. Indiferent, eu am spus, indiferent cine va veni și cine va veni la acest club în continuare și se va ocupa de această echipă, echipa asta va merge și va ajunge. Și cred, cel puțin 3-4, cel puțin de aici vor juca la nivel superior. Nu vreau să dau nume, pentru că e un lot cu care am lucrat și aș fi nedrept să dau câteva nume din lotul ăsta. Da, pentru că merită toți o apreciere și am un respect pentru toți deosebit. Dar sunt convins că vor ajunge să joace la nivel superior. Barajul este un prilej de asta, că acolo vine lume bună. Vine barajul, să nu uităm, este competiția juniorilor acum. Juniorilor, da. Deci barajul pentru ajunge să joace după aceea în grupe, da? Și de acolo mai departe pentru turneul final. Deci acești juniori au o mare șansă. Deci anul trecut am ratat, dar anul ăsta nu cred. Deci, unde ai fost aici? La Lonia. A, la Lonia. Mi-a bătut Dacia Pitești al lui Coman. Da, 1-0. Un centru mai serios, mai, adică și voi erați și voi așa, într-o fază. Nu, dar acum ne-am... Și ca vârstă erau mai mici. Acum a venit... Ne-a mai venit. Și Gabi, de aici, de la care se conturează așa? Nici tu nu poți să dai nume așa, că uite, între juniori? Sunt. De exemplu, grupa lui domnul Stelescu, care a avut-o instruită de dânsul, bobină cu 95, da? Și toată selecționata 95, care a avut-o el. Știți foarte bine că a jucat la Jiu. Da. Deci toată selecționata este la noi. Deci la noi, de exemplu, antrenamentele echipei mari, le facem împreună, da, cu juniori. Deci juniorii participă la antrenamentele echipei mari. Deci se fac antrenamentele comun. Comun. Nu separat. Ne separăm în momentul când avem, probabil, alea tactice. Când ne separăm, că nu poți să lucrezi. Da. Dar pregătirea, în general, amândoi ne ocupăm. Așa, câți aveți, Gabi, tot lor? Deci senior cu juniori, așa, că la juniori A? Da, avem nu, și cu echipa. În jur de 40. Deci sunt 40, da. Aveți 40 de jucători. 40 avem, da. Acolo din ăștia, deci juniori A, un senior, da, și asta, de unde să vă alegeți. Da, bineînțeles. Și care de la juniori, care în afară de ăștia, de bobină, ăștia care îți mai... Au crescut foarte mult. Mă gândesc că la juniori A, 1, și de acolo, dacă i-ați promovat pe ăsta la echipa mare,
nu? Și de acolo, de la echipa, de la C1, da, de la C1, da, ce a venit aici, da, în promovat, 8 jucători. Deci la joci la A1, la junior, joci cu jucători mai... Da, păi Moise de 98, îi Dan ăsta, David Greu, 99, e Chelaru, Denis, 99, este unul Secan, că l-am adus, care tot 98. Sunt 8 copii care în permanență sunt în preajma. Da, da. Dar i-am băgat să joace cu ceilalți mai un pic cu experiență și le-a plăcut. Da, îi încurajează, da, da, îi, da. Nu-i ceartă. Da, da, adică este o armonie. Da, așa, este o armonie, îi încurajează și, da, și le-au plăcut și lor. Este un... foarte... deci trupa lui Neatelică, că o știți foarte bine, da, junior, da. 99-98. Sunt foarte, da. Și din urmă așa mai și din urmă este grupa de 2000 care vine, grupa aia mea, care și ea sunt. Dar în ce competiții sunt? Ea sunt junior D. D, la D, a? Da. Da. Și acum anul viitor. Dar nu există, există cum e aici la nivel de joci cu militarul sau cu de, joc cu Lupeniu, a, cu militarul, cu fotbalul, da. Sunt patru deci echipe. Sunt patru echipe, nu? Deci așa. Patru echipe și... Aici, aici cum spuneai tu înainte, ar fi terenul, Petrila, ar avea, nu? Ar avea echipă. Ar fi competiție atunci, da, nu? Uritania este, ar fi competiție. Deci, ar fi, de exemplu, numai în Valea Jiului, dacă sunt 6-7 echipe, deci ei mea crește... Păi, cum, și, cum și area de, de și selecție. Chiar, și chiar nu înțeleg de ce, că nu, nu există o cheltuială. Tu cu le simți tu, problemele le simți tu. Dar pentru un oraș, mă, deci, nu, deci nu sunt copii. Mai ales că există și aportul părinților. Aici ai văzut când copilul, da. Părinți dispus să mai, să mai dea și un ban să susțină asta. S-ar, păi ei, deocamdată ei susțin. Ei susțin, să fac un comitet de părie. Ei sunt bunăvoința asta și acelora. Deci aici e dramatic, aș putea spune. Este foarte greu. Un părinte plătește cotizații, da? Plătește-i transportul, da. Plătește-i echipamentul de antrenament, da. Ghete, da, știu eu, da, short, da, alea, da. Pentru că la un club ți se oferă numai, da, echipamentul, da, de joc. Da. Deci este foarte greu. Foarte e foarte costisitor. Adică e costisitor să plătești atâta. Nu poți, nu te descurci. Numai de unde? Aici de unde? Și ajung la un moment dat că renunță. Nu au posibilitate financiară. Da. Renunță și să pierd. Ei, la schimb, la noi, eu nu, nu renunț. Și dacă nu plătesc și vrea să facă fotbal, să vină. Deci eu nu renunț. Da, da, păi, da, trebuie, da, să înțelegem, nu, da, poți. Păi, dar nu, păi, dar nu, dar nu... Că din ăla sărac, ăla face... Că, păi ce crezi că... Nu, eu mă refer la... Păi, păi este înțelegător. Am văzut și la pro fotbal, și la ăștia, la militarul ăștia. Nu, nu, nu e, problema nu e că, bă, dacă n-ai adus taxa, ieși afară, nu știu ce. Nu este asta. Problema este că ar trebui să fie mai mult sprijin din partea, să le ofere... și le ofere condiții de pregătire mai, cum e cazul orășele, că acum la voi acolo, într-adevăr, mai atractiv, așa că ajută terenul la sintetic și asta. Ne ajută conducerea și... Și acum nu, și bestiarele alea se vor termina, probabil. Păi 80% e... Da. S-au terminat. Păcat că, uite, terenul așa bine, nu știți voi. Probabil și acum intră și la teren. Dar la terenul, nu știu, cred că drenajul este nu știu. Pentru că nu, nu știu, ar trebui la... Este și ruibe acolo. Care... Știu, eu am prins terenul ăsta când eram student, era și ruib, era și fotbal, dar terenul era foarte era bine întreținut, foarte bun teren. Deci se juca ruib, jucam și noi, în divizia C eram, da, atunci, da, echipa. Da, da. Dar teren foarte bun era. Mi-aduc aminte, de multe ori prindeam ploaie, apă, deci se refăceam câteva zile. Da, păi, ce să zic, Dane, păi, ce să zic, eu vă doresc să încununați cu succes. Eu zic că dacă da, aici e problema cu a trebui să găsiți înțelegere cu pregătirea asta, știi, că pe gazon e altceva, a trebui să se, da, obișnuiești, adică să eviți așa, dar n-ai unde așa, chiar nici nu știu așa unde aș putea eu să vă ajut cumva așa să faceți antrenamentele. Aveți o mașină la dispoziție așa? Nu. Nu. Nu aveți. Adică să vă deplasați, să zicem, nu, la... Nu, mașinile, bro. Nu? Nu avem. Nu aveți cu mașinile noastre. Cu mașinile voastre, știți. Și mașini n-aveți toți? Nu, că n-aveți toți așa. Ne descurcăm. Cum ne-am descurcat și am ajuns aici, este păcat. Tocmai acum să nu mai facem un efort. Deci aici... Aici ar fi foarte păcat și mi-ar pare rău chiar ăsta să fie impedimentul să nu ne descurcăm chiar acum la final. Da, nu? Da. Nu, deci în primul rând asta cu terenul ăsta. Putea la Gio aici dacă e, dar mă rog, dacă nu există și
nu e treaba voastră așa ca să vă duceți să... Nu, am găsit la lupe în înțelegerea asta. Da, dar e de par, așa ca să joci un meciul cu oficial cu juniorii, nu? Da, cu juniorii. Cu returul cu Mătăsari, unde o fi, unde cu Mătăsari, da. Pentru echipa mare putea aici, la Jiu, să vă lasă. Da, dar vedeți că și aici este o problemă. Domnul Stelescu ar vrea să ducă zona aici în vale, să vadă într-adevăr niște echipe bune și frumoase aici la... Adică zona după ce voi câștigați după ce câștigăm, da, cu Mătăsariu. Cu Mătăsariu, da, și asta... Să ducă zona. Cum a fost la Petrila. Da. Să joace, de exemplu, echipe, la... probabil, nu? Da, patru. Din patru echipe. Să facă la Petrojan aici. Nu are teren. Deci înțelegerea este la Lupeni. La Lupeni, da. Domnul, da. Răzmeniță a dat această... aprobare scrisă. Deci avem... Dacă vă dă voi și zona aici. Și zona, da. Dacă vor ajunge la zonă și poate să o rezolve, să o aducă, deci noi vom avea posibilitatea asta. Bine ar fi să puteți să faceți chestia asta, dar eu, ce să zic, încă o dată sunt cu sufletul alături de voi, că sunteți băieți serioși și ar fi păcat așa să nu să ratați, în primul rând pentru copii ăștia, că pentru copii, că ar fi ceva în palmaresul lor. Au câștigat campionatul județean de fotbal și dreptul de divizia aceea. Acum, că dacă se vor găsi posibilități în continuare, mă rog, nu mai depinde neapărat de voi, că voi v-ați făcut treaba. Și Gabi, eu cred că o să vin, mă sigur o să vin aici la asta, poate o să vin și să filmăm acolo meciul tot de baraj cu ăsta, cu Mătăsariu, și ține legătura și să vedea și asta. Și eu știu, poate cum zici tu, că meritau să aici în studio, deși ăsta e un studio cochet și asta nu există. Nu, dar sau o să vin acolo pe la teren. O să vin pe teren acolo. Da, ar fi bine pentru copii, s-ar bucura. S-ar bucura așa, pentru că măcar așa să asta. Dar tu știi că eu am fost așa ce puțin și la început și tot timpul de voi, așa că îmi place, vă respect munca voastră și știu că faceți lucruri, mai ales în condițiile astea și greu cum să ne descurcăm acum așa. Dane, multă baftă! Mulțumesc! Multă baftă. Mulțumesc. Mulțumesc că ați venit în această emisiune să discutăm puțin despre asta și să ne revedem cu bine, cu să fim mai dar eu te înțeleg și știu că ești un om crispat, care... Nu crispat așa, eu... știi? Ești un om care pui mult suflet și nu ai mult echilibru. Doresc așa, foarte mult această promovare. Doilor, stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Dan Voicu, invitații mei, Dan Voicu, antrenor la Universitatea Petroșan, și Gabi Nițu, antrenor la Centrul de Copii și Junior, cel care este și el campion cu echipa de juniora. Mulțumesc dacă ați fost alături de noi și vă doresc în continuare o seară plăcută. La revedere!